Ei, eu numai, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, după cum am promis în vlogul trecut, o să reacționez la meme-urile voastre și deja mi-am pregătit în jur de 7-8 meme-uri. Din păcate, nu toți mi-au trimis cu mine, poate că nu am precizat corect, însă majoritatea mi-ați trimis meme-uri random. Dacă doriți partea a doua din acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați un comentariu și să apăsați pe butonul de subscribe. Data viitoare când zic să-mi trimiteți meme-uri, trimiteți-mi cu mine, vă rog. Vlogul trecut a strâns deja 5.000 de vizualizări și are în jur de 1.500 de like-uri, așa că vreau să vă mulțumesc deodată pentru activitatea voastră pe canal. Începem să ne revenim, începem să reînviem canalul și, după cum vedeți, sunt mai activ pe YouTube. Suntem la mijlocul maratonului, am promis că fac vlog în fiecare zi timp de 7 zile și cred că deja e a 5-a zi sau a 4-a. Haideți să ne lungim și să trecem la vlogul de azi. Când o vezi pe fata de care îți place că vine spre tine. Deci ții minte faza asta, deci filmam Lara și nu ții minte, era sezonul 1, cu siguranță era sezonul 1. Și aici l-am întâlnit prima dată pe Pablo, cred că e prima dată ne-am văzut cu el, era băiatul cu mingea și era așa de ciudat, însă vă dați seama, Hugo e îndrăgostit de Lara, așa că situația asta e absolut perfectă, deci e coordonată perfect cu ceea ce s-a întâmplat în serial, așa că o să-i dau meme-ul ăsta, o să-i dau 8 din 10, da? Adică chiar mi-a plăcut meme-ul. Când iubita ta îți spune, ori îmi zici parola de la telefon, ori bei apă din WC-ul. Băi, e adevărat. Pentru cei care nu au văzut cum am băut apă din WC-ul, a fost o provocare pe care am făcut un set de provocări pe Instagram. Așa că dacă când mai aveți la follow pe Instagram, dați-mi follow pe Mihai Ungureanu oficial. Ce pot să zic? Mulți de voi poate cred că nu am băut cu adevărat apă aia din WC-ul, însă vă zic deodată, chiar a fost apă din WC-ul. Și nu-i... N-are un gust atât de prost. Oricum, meme-ul a fost o idee foarte, foarte bună. Cine l-a făcut, congrats, chiar mi-a plăcut. E din viață, cum se zice. Cred că aș face chestia asta și în viața reală. Așa că meme-ul ăsta îi dau nota 9 din 10. Când nu vrei să recunoști că îți place de o fată. Eu nu știu dacă băieții, gen... Recunoaștem, să nu recunoaștem atât de repede, înțelegeți? Adică până la urmă vă dați seama că recunoaștem, însă nu recunoaștem repede. Așa că, băi, cam asta era chestia. Aici eram speriat de Franco. Țin minte momentul, cred că era episodul 2 din sezonul 1. De-abia ne acomodam cu toată chestia asta cu Lara. Și arăta atât de tânăr. Gen, uitați-vă la poză și uitați-vă la mine. Uitați-vă ce diferență. De asemenea, mi-a plăcut acest meme, așa că o să-i dau și acestui meme nota 8 din 10. Când afli că treci clasa chiar dacă nu ai învățat nimic totalul. Nu știu la ce se referă chestia asta, dacă se referă nu la situația asta cu virusul și toată epidemia asta, sau se referă doar la ideea că nu înveți și treci clasa. Însă, eu cred că se referă la epidemie, așa că... Într-un fel sau altul, n-ar fi atât de rău dacă trecem fără să dăm examenele, nu? Până când meme-ul ăsta îmi place cel mai mult, așa că o să-i dau 9 întreg și 5 din 10. Congrats celui care l-a făcut, original, mai departe. Mihai când vede că echipa lui preferată de fotbal pierde meci. Da, am avut momente de asta. Băi, am plâns, serios, am plâns. Trăiesc cu fotbalul, îmi place foarte mult fotbalul. Cei care nu știu, sunt fan Barcelona. Ba chiar am fost și la un meci la ei, am fost la Atletico Madrid cu Barça. Și, băi, vă dați seama, e echipa mea preferată. Am plâns când a plecat Neymar de la Barça. Am trăiesc cu chestia asta, așa că... Plus că îmi place că a găsit... Poza cu mine în care plâng. Cei care nu știu, poza e din Lara Rebel și Mâna Destinului. E din filmul pentru cinematograf. Și e faza când văd că Lara se transformă. Deci, băi, ăsta cu siguranță e favoritul meu 10 din 10, da? Și ultimul meme pe ziua de astăzi, Brains. Deci a făcut ceva cu zombie. Încerc să înțeleg. M-a făcut prost. Ok, am înțeles, îmi place chestia asta. Deci practic
zombiul caut creier și omul ăla are un afiș cu mine și treci pe lângă. Ceea ce rezultă că I'm not that smart. Ok, am înțeles. O să dau și la acest, și la acest mem nouă. O idee destul de interesantă, I'll give you that. Ok, lume, deci cam asta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă doriți partea a doua din reacționez la memurile voastre, lăsați un comentariu și apăsați pe butonul de like. Eu am fost Mihai, iar noi ne vedem data viitoare. Peace!